Mai departe, tot despre o întâlnire cu Papa, despre ce a simțit următoarea mea invitată în momentul în care a fost îmbrățișată de un Papa în câteva secunde. O altă vedetă de la noi a avut șansa să-i strângă mâna Papei. Ba chiar a primit în dar un obiect extrem de valoros. Vine cu dovada în câteva clipe. Astăzi, o zi cu totul și cu totul specială, pentru că am văzut poporul ăsta bun, unit în bine, cu ocazia vizitei sanctității sale. Și facem un arc peste timp, ne întoarcem exact în urmă cu 20 de ani, în mai, când România era vizitată, era prima țară ortodoxă vizitată de un papă, Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Devenit sfânt între timp. A vizitat România, un București care era mult mai gri decât este acum, o țară cu multe semne de întrebare, o țară tânără ca democrație. Oana Roman l-a întâlnit atunci pe Papa Ioan Paul al II-lea. Bună seara, în primul rând, și bine v-am găsit. Bine venit. Înainte să începem, am adus două lucruri. Ăsta e cel mai important, dar vreau să-ți fac un cadou. Ți-am adus... Eu sunt obsedată, mă rog, în sensul bun al cuvântului, de lejerile de palat. Fac colecție. Așa. Și am reușit să găsesc în sfârșit niște lejerii care îmi trebuie scălcate, deși sunt din bumbac. Și le ofer tuturor prietenilor mei, să știi. Am înțeles. Și ți-am adus și ție. Eu tot timpul o cert acasă, că de ce calc lejeria? Că nu vă sensul. E, uite, pe asta nu trebuie să o calci. Trebuie să calc lejeria de pat. Dar asta nu trebuie călcată, pentru că nu se șifonează. Și mulțumesc. Știu că Gabriele o să-i placă foarte mult. Și, mulțumesc, mă simt ca Papa care primește cadouri. Primește cadouri. Hai să în al doilea rând am acest obiect. Este o poză pe care o am și o țin la loc de mare cinste la mine acasă. Este singura urmă concretă a întâlnirii mele cu sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, devenit sfânt între timp. Este întâlnirea pe care am avut-o cu el la Palatul Cotroceni, întâlnire pe care recunosc că am putut să o trăiesc datorită funcției pe care tata o avea în acel moment în România. Era președintele Senatului. Și este momentul în care cei de la administrația prezidențială au surprins secundele în care Papa întâi m-a binecuvântat, asta nu se vede în poză, apoi mi-a oferit, dacă puteți voi să filmați un pic mai de aproape, poate. A fost o întâlnire privată și în cadrul acestei întâlniri a binecuvântat mai multe persoane și mi-a oferit, vezi, e o chestie așa, nu, este o cutiuță albă cu semnele papale, care are înăuntru un rozariu sfințit de papă. Pe care îl mai ai încă? Pe care nu-l mai am, dar nu regret că nu-l mai am, pentru că era probabil cel mai de preț obiect pe care îl aveam. Dar într-o bună zi m-am trezit într-o dimineață și am avut o revelație și am simțit că rozariul stătea agățat de veioza de la capul patului meu. Îl țineam în permanență acolo. Și într-o dimineață m-am trezit și am simțit cumva că acel obiect eu trebuie să-l dau cuiva. Și deși era cel mai de preț obiect pe care eu îl aveam, l-am dăruit unei persoane, unui prieten, care eu am considerat în momentul ăla că avea nevoie de ceva care să-l ajute. Și l-am dăruit. Ce frumos! Da, deci nu-l mai am. Da, amintirea asta e atât de puternică cât materia chiar nu contează. Nu contează, exact. A contat momentul ăla în care el a pus mâna pe mine. L-am văzut astăzi toată ziua pe Papa Francisc. Astăzi am încercat să fie o zi în care am și scris pe Instagram și pe Facebook să tac și să ascult, să mă bucur pur și simplu de moment, să comentez mai puțin și să simt mai mult. Cum ți s-a părut, tu care l-ai văzut, ai stat aproape și ai primit binecuvântarea Papei Ioan Paul al II-lea, cum ți s-a părut Papa Francisc
spre deosebire de Sunt două personalități total diferite. În primul rând trebuie să ne gândim la faptul că Papa Ioan Paul al II-lea, în momentul în care a venit în România, era deja foarte în vârstă, unu, și doi la mână, trăia într-o suferință cumplită. De ce? Pentru că el a fost înjunghiat sau împușcat, nu știu exact, nu mai știu exact. Da, a fost acea tentativă. A existat un atentat la viața lui care i-a periclitat în mod serios sănătatea. Și era un om într-o profundă suferință care ducea această suferință pe picioare. Era extrem de în vârstă în momentul ăla. Aici, și avea o aură absolut specială. A fost un moment de grație pentru mine și am mai spus-o și e pentru prima oară când o spun într-o emisiune de televiziune. A fost singurul moment din viața mea în care eu am tremurat în fața cuiva. Efectiv, îmi tremurau picioarele și am avut o secundă senzația că am să mă prăbușesc în fața lui de emoție. Nu mi s-a mai întâmplat lucrul ăsta niciodată. Papa Francisc este un papă mult mai tânăr. Bine, are 82 de ani. Da, e mai tânăr decât era Papa Ioan Paul al II-lea în momentul ăla și este mult mai sănătos oricum. Și este un papă, este un papă special pentru că este primul papă care vine din continentul american, cu o nouă gândire și viziune asupra catolicismului. El a rupt niște bariere pe care omenirea a așteptat de foarte mult timp să le rupă. Dar cu toate astea și Papa Ioan Paul al II-lea era un om... A fost blând, un papă simplu. Foarte bun, a fost cel datorită căruia cortina de fier s-a rupt până la urmă, sau a căzut, dacă vrei. Acesta este, dar Francisc este un papă extrem de popular. Este un papă om. Și Ioan Paul, citeam un articol în care spuneam... Papa bine, s-a dus și Ioan Paul al II-lea știi că l-a iertat pe cel care l-a aproape că l-a omorât. Ba mai mult s-a dus și a cerut eliberarea lui din închisoare. Francis vine pe aceeași linie, dacă citeam vrei, eu sunt un bun succesor. Statistic, este imposibil pentru vreun papă de după Ioan Paul al II-lea să ajungă la popularitatea pe care a avut-o Ioan Paul al II-lea. Sigur, și datorită faptului că sunt din ce în ce mai mulți oameni care renunță la credință. Papa Francis, după părerea mea, vine pe această linie. Este un papă extrem de popular, extrem de modest. Este un papă care se duce și, de exemplu, își schimbă ochelarii la un magazin în fața Vaticanului și plătește. Se duce pe jos. Credosibil Benedict, care era papa care se încălța numai de la Prada. Exact. Este un papă care a refuzat să locuiască în apartamentele papale și locuiește într-o garsonieră din cadrul Vaticanului. Este un papă care pledează foarte mult pentru smerenie. Tot discursul lui astăzi de la catedrală a fost numai despre asta, despre umilință, despre smerenie, despre acere lui Dumnezeu să ne ierte și să ne acopere cu bunătatea lui, ajută săracii, are grijă de copii cu dizabilități. Aș zis că va fi un papă al săracilor. Este un papă al săracilor, este un papă care de Paști se duce și spală picioarele homeless-ilor care stau în azilele de adăpost, în adăposturile pentru oamenii străzi. Duce emigranți cu avionul papal. Este un om care se duce în suburbii, care se duce în ghetouri. Este un om care a îmbrățișat rapul. E extrem de aproape de oameni. Tu ai fost în București atunci și ai văzut reacția oamenilor acum 20 de ani exact. Și ai văzut și astăzi cum a fost primit Papa Francisc. Cum ți se pare că s-a schimbat atitudinea oamenilor, a românilor față de... Mie mi se pare că este aceeași bucurie, aceeași solidaritate care a fost și atunci. Atunci probabil au fost că, mulți oameni pe stradă? Bine, astăzi a și plouat. Cred că au fost mai mulți, pentru că era prima oară când venea un papă și evident că așteptarea a avut proporții România, absolut era prima, uriașe. Prima oară când un papă vizita o țară ortodoxă. Un papă se venea într-o țară ortodoxă. Astăzi, nu știu dacă ai observat, Papa Francisc a sărutat crucea ortodoxă de la gâtul mitropoliților de două ori și la scara a mitropolitului și la... de la avion și a lui Daniel. Adică are acest mesaj cu să mergem împreună. Este acel mesaj al unității religiei și a credinței. Mie mi s-a făcut pielea de găină în momentul în care au intrat împreună în Catedrala Națională. Hulită, nehulită. E până la urmă construcția noastră. Visul regelui Ferdinand și a reginei Maria, printre altele, și de altfel, care nu era ortodox, Ioan Paul al II-lea a fost primul care a donat bani pentru construcția acestei catedrale. Mă rog, dar nu despre asta e vorba. Momentul în care el, Papa Francisc și Patriarhul Daniel au intrat împreună
capul unei biserici ortodoxe, cu capul bisericii catolice. Este un mesaj profund. Într-o catedrală ortodoxă important. Mi s-a făcut pielea de găină. Și eu cred că el, de asta avem nevoie, de unitate. Exact. El pledează pentru unitatea bisericii. El cred că undeva își dorește ca aceste biserici să se unească de tot la un moment dat. Pentru că până la urmă există un singur Dumnezeu și Iisus a fost unul singur. Despre asta e vorba. Și mesajul lui de pace, mesajul lui de smerenie, mesajul lui de umilință și de smerenie în sensul curat al cuvântului este foarte important. Am mai vorbit despre grădina Maicii Domnului, despre faptul că România este grădina Maicii Domnului. Este un lucru pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a spus acum 20 de ani și pe care Francisc l-a repetat, despre faptul că aici este un pământ binecuvântat. De ce? Pentru că, iată, în 20 de ani, doi papi au venit în vizită asta, pe acest pământ. Asta le-am este spus un eu, simbol foarte important. Asta le spuneam eu fetelor mele astăzi, că mă simt norocos, nu știu, binecuvântat. Habar n-am cum să spun. Dar să prinzi de două ori într-o viață vizita a doi papi, mi se pare... Diferiți, da. Nu știu dacă lucrul ăsta s-a mai întâmplat în multe țări ale lumii. Este, în același timp, pentru că am stat și m-am documentat foarte mult... Și repet, este, eu trăind într-o țară ortodoxă, născându-mă este cea ortodoxă, mai lungă vizită papală dintr-o țară europeană, pe care Francesc a făcut-o vreodată. Mă bucur, e o atmosferă adică foarte frumoasă în România, premiere, pe care aș vrea să o... Aceasta, știi că mâine se va duce, cred că mâine sau poimine, se va duce într-o așezare de romi. El a cerut să meargă într-o așezare săracă de romi pentru a sta printre ei. Și cineva să spunea, oare câți politicieni din România au fost vreodată să viziteze o astfel de în campanie electorală, comunitate. Probabil că el a dorit și i-au introdus în program acest lucru. Faptul că pledează pentru această unitate incredibilă a omenirii până la urmă. Mulțumesc cred că asta mult. Este cel mai important. Îți mulțumesc mult de tot. Cu foarte mare asta drag. Asta se numește o amintire, un astfel de moment cu care... Mi-a fi putut să-l trăiesc și a doua viață, oară, dar, din păcate nu s-a putut să-l trăiesc și a doua oară, din câte știu, tata a fost astăzi acolo, dar mulțumesc eu n-am mai avut noroc.